Cafeaua Nației pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Brusc, dar foarte brusc, PSD e din calea afară de preocupat de libertatea omului, de faptul că omul trebuie să aleagă. Pe scurt, domnule, am constatat după o analiză exhaustivă, cum spune domnul Dragnea, că avem pilonul 1 și pilonul 2. Bun, și vine PSD. Hei, oamenii trebuie să aleagă între pilonul 1, pilonul 2 sau pe amândouă. Opriți totul, pentru că oamenii trebuie să aleagă. Nimă! Cetățeanul român, odată informat, să aibă posibilitatea să opteze unde consideră dumnealui personal că este mai bine să rămână doar în pilonul 1 sau și în pilonul 1 și pilonul 2. Acum, noi în două piloane am vrea să stăm, conașule, dar dacă, matale, vrei să stăm într-un singur pilon, nu e că stăm, ne descurcăm, să știi. Serios acum, din ce ne spuneți în fiecare zi reiese că ne credeți foarte, foarte, foarte proști. A fost bre vreo manifestație publică? A fost vreun meeting? Au ieșit oamenii în stradă zicând că vor să aleagă între cele două piloane? A? Răspunde, hamstere. Nu, nu, nu o să fac asta, nu o să mă întorc. Nu o să mă joc cu vorbele. Nu o să spun jumătăți de adevăruri. A, nu, 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 niciodată, dumneavoastră, nu. Și apoi jumătăți de adevăruri? Nu-i rentabil, Nea Livache. Adevărul e supraevaluat, vă spun eu. 10% adevăr ajunge. Revin. Dacă nimeni în societate nu e scandalizat zicând că vrea să aleagă, de ce te-ai găsit matale acum? Cum e posibil așa ceva? Cum e posibil să zici, oh, da, probabil vom suspenda pentru o vreme pilonul 2 ca să aleagă oamenii? Întrebare pentru pesediști. Mă rog, genul de întrebare de care lingăii cărora le-a găsit Partidul Serviciu în presă nu vor să audă. De ce trebuie suspendat pilonul? A? Ce dacă ar fi să aleagă, nu pot să aleagă așa cetățenii din mers? Nu, nu vă scremeți să răspundeți, că cine știe ce spârcăială de răspuns dați. Iar vă lovim cu ziarul făcut sul peste botic. Ia, ia că vine alt inteligent. Nimeni nu desfințează pilonul 2 de pensii. Deci asta e lucru clar. A fost o discuție în comisia de prognoză, doar atât. Restul, ceea ce ar fi foarte bine, și eu spun, dacă vreți, nu ca ministru, ca om. În momentul în care au fost și generația dumneavoastră a fost obligată să se scrie în pilonul 2 de pensii, eu cred că ar trebui să fie opțiunea fiecăruia dintre noi. Auzi și la ăsta. El spune nu ca ministru, ca om. Terminați-mă cu prostiile astea. Când ești ministru, vorbești ca ministru. Și ministru e om, nu e girafă. Paulică, nenea, ți-a cerut cineva asta? Te-a tras de mânecă vreun cetățean? Dacă protestează câteva mii de oameni pentru ceva, ziceți, a, nu schimbăm, frate, nimic, pentru câteva mii de oameni acolo pot să stea ei și în cap. Dar acum vreți să schimbați ceva, ceva mare, grav, pentru nimeni, nu? A, Paulică, ai înțeles ce am zis? Vă că ai privirea aia pe care o punea Evanghelie când dădea pe TVR Cultural. Nu-l căuta, nu mai există nici postul ăsta. Cum nu va mai exista nici TVR după ce veți termina voi cu el. Cafeaua Nației pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.